Între unghiul ABC avem unghiul A, hai să facem o poză ca să le trec mai ușor în poză decât în asta. Unghiul A de 45 de grade, da? Pi pe 4. Unghiul B de pi pe 6, 30 de grade și AB-ul egal cu 6. Cât e raza cercului circumscris triunghiului? Pe odată, măsura unghiului C este 180 minus 45 plus 30, 180 minus 75 face 105 grade. Din teorema sinusului avem că AB supra sinusul unghiului opus C egal cu 2R. Deci, trebuie să aflăm AB-ul care e 6 supra sin de C. Cât e sin de 105 grade? Este sin de 180 minus 105, da? Reducerea la primul cadran, este sin de 75. Deci C pe, 6 pe sin de 75 egal cu 2R. Mai îmi trebuie sin de 75. Pe sin de 75 pot să le iau în două feluri, fie ca sin de 150 pe 2, fie ca sinus de 30 plus 45, da? Și egal cu sin de 30, 1 pe 2, cos de 45, plus sin de 45, cos de 30, care e radical din 3 pe 2. Deci radical din 6 plus radical din 2 pe 4. Înlocuind, iată, îmi dă 6 ori 4, 24 supra radical din 2 plus radical din 6, egal cu 2R, da? Pe care pot să scriu cum? R egal, împărțim prin 2, este 12 supra, uite, dăm un factorul radical din 2 pe lângă radical din 3 plus 1, da? Că observați că aici am numai la numărător, da? Amplific cu conjugata și îmi dă 12 radical din 3 minus 1, hai să amplific și cu radical din 2 ăla și mai rămâne 2, și aici 3 minus 1, 2. 2 ori 2, 4, se duce și rămâne cine? 3 radical din 2 pe lângă radical din 3 minus 1. Iată răspuns corect A.